Eu zic că măsurile acelea de agromediu, care lucernă și minunea, trebuie să le uităm și trebuie dat urgent să facă cumva să putem face perdele de protecție, să luăm și să încercăm, pentru că în prima oară asta am avut un îngheț fantastic la sfeclă de zahăr, dar unde am avut perdeale de protecție tufe și vântul s-a frânat, nu mi s-a înghețat cultura de sfeclă. Unde n-am avut tufele la capă de parcelă și pomii, toată sfecla mi-a înghețat. Deci până la urmă asta ar fi o soluție. Da. da. Și se vede că în zonele unde am parcele între păduri, absolut deloc n-au suferit de, de și se acetă culturile, pentru că e microclimatul care se creează de păduri. Era umiditate mai multă în atmosferă, planta se hidrata și, în câmp deschis, unde avem cele mai bune soluri cu peste 5% humus, au suferit extraordinar de mult culturile din cauza, mai ales culturile de toamnă.